Donația cuprinde 5 lucrări de pictură și vine în completarea lucrărilor existente în patrimoniul Muzeului de Artă Craiova și a unei importante achiziții de lucrări Corneliu Baba din anul 2015. Muzeul avea însă lucrări de mare calitate și atunci am întregit colecția și aveți această nouă, am ales salonașul. Am dat și obiecte de mobilier, este biroul maestrului, e o masă de lucru care este de fapt o paletă, așa, câteva lucruri care însoțesc în general viața unui creator. Colecția se concentrează în jurul personalității marelui muzician George Enescu, pe care artistul a ascultat pentru prima dată la Craiova în 1920. Acest an marchează începutul unei obsesii pentru personalitatea marelui muzician. De-a lungul întregii sale creații, îl reprezintă mereu pe George Enescu. Chiar o lucrare a maestrului Baba este emblema Festivalului Internațional George Enescu de la București. Este un gest de o rară mărenimie și de o noblețe e greu de descris în cuvinte. Sunteți un om cu un suflet extraordinar și când v-a ales maestru Baba să-i conduceți mai departe destinul artistic, a avut o inspirație extraordinară. Corneliu Baba s-a născut în 1906 la Craiova, unde a trăit în anii de formare artistică până la vârsta de 14 ani. Lucrările expuse în prezent în bănie sunt reprezentative pentru creația unuia dintre cei mai importanți pictori români moderni.